Adrian, salut, cum simți aici la noi în Moldova? Mă simt foarte bine. Cred că m-am adaptat bine. Mai avem o săptămână până începem campionatul și sper să începem cu dreptul. De ce ai ales numele Milsami? Ai avut și altă ofertă? Da, am mai discutat cu echipe din România, dar am ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună ofertă. De ce? De ce punct de vedere? Financiar sau? Din toate punctele de vedere am simțit că aici sunt dorit, a contat și că echipa are obiective mai mari anul acesta, mai sunt și câțiva români la echipă și bineînțeles că și asta a contat. Anul acesta aveți obiectiv câștigarea titlului, cum crezi, cât de real este să îndepliniți acest scop? Că nu îmi dau seama pentru că nu cunosc foarte bine echipele din Moldova și eu știu doar că voi face tot ce îmi stă în putință să ne îndeplinim obiectivele.